Un mor și patru răniți în această dimineață în urma unui accident grav de circulație petrecut în capitală. O ambulanță smurd aflată în misiune a lovit în plin un taxi în cartierul Floreasca. În urma impactului, un bărbat de 30 de ani a murit, iar toți cei aflați în ambulanță au fost răniți. Accidentul s-a produs la intersecția dintre calea Floreasca și bulevardul Mircea Eliade. După impact, mașina smurdă a fost proiectată într-o florărie, iar taxiul a ricoșat într-un copac de pe marginea drumului. Nu eram înăuntru, eram acasă, am primit un telefon și mi s-a spus de accident. Pentru scoaterea taximetristului din mașină a fost nevoie de intervenția pompierilor de la descarcerare. Accidentul s-a produs chiar sub ochii unui taximetrist care a oprit imediat pentru a acorda primul ajutor. Din față, din calea Floreasca, venea un echipaj smurt cu viteză destul de mare, cred că în jur de vreo 80 ceva de kilometri la oră. Mi-am dat seama că o să se lovească. În momentul când a ajuns smurdul în intersecție, a ajuns și taxiul și s-au lovit aproape frontal, să zic, așa că l-a răsucit pe taxiul, a trecut pe lângă mine. Șoferul de taxi era pe spate cu capul ieșit pe geamul din dreapta șoferului. Așa, pasagerul din spate era într-o stare foarte gravă. M-am dus înapoi la băieții de la smurd. Cu ei acolo am încercat să le acordăm primul ajutor. În ambulanța smurd se aflau trei persoane, șoferul, medicul și o asistentă care au fost răniți ușor. În urma accidentului au fost rănite 5 persoane. Din primele informații se pare că un autoturism de intervenție ce aparține smurd a pătruns în intersecție cu semnale luminoase și acustice puse în funcțiune. În momentul în care a intrat în coliziune cu un taxi ce se deplasa dinspre bulevardul Mircea Eliade. Martorii spun că mașina smurd se îndrepta către otopeni la o intervenție și avea semnalele acustice și luminoase în funcțiune.